La sfârșit de an 2017, în calitate de primar al Comunei Doftena, aș dori să-mi fac un raport de activitate cu privire la proiectele ce s-au derulat pe parcursul acestui an. Sigur, pot să motivez faptul că anul 2017 nu a fost un an chiar atât de ușor, dar mi-am prevăzut în bugetul local, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, câteva proiecte care am făcut de așa natură ca ele să poată să fie duse la bun sfârșit și totodată lucrările să fie achitate către agenții economici. Aș începe cu cea mai mare lucrare care aș putea să o spun că s-a derulat pe perioada anului 2017 și anume podul care face legătura între satul Dofteana și satul Larga, podul peste râul Trotuș pe o lungime de 125 de metri și o valoare în bani vechi de 25 de miliarde care a fost finalizat în perioada anului 2016-2017 după numai 12 luni, deci după un an de zile l-am dat și este funcțional. Tot anul acesta am derulat proiectul pe măsura 125, un drum de exploatare agricolă care face legătura între orașul Dărmănești și comuna Dofteana, pe câmpul, mai bine zis, dintre Dărmănești și Dofteana, pe o lungime de aproximativ 3 km, în valoare de 584.000 de euro, bani care am absorbit de la Uniunea Europeană și am achitat furnizorului. A fost făcută recepția finală, la ora actuală drumul este funcțional. Tot pe perioada acestui an, din buget local, din bugetul Consiliului Județean, din sume de echilibrări de la Ministerul de Finanțe, am reușit să derulez mai multe proiecte, cum ar fi Biserica 2 Dofteana în valoare de 5 miliarde, care ea deja este ridicată, acoperită, făcut fațada, urmând ca în perioada iernii, dacă ne permite și vremea, să putem să lucrăm la interior, finalizând instalația electrică, tâmplăria și bolta interioară. Tot anul acesta am derulat mai multe proiecte, n-aș putea să vă spun, sunt chiar atât de mare, am finalizat în satul Seaca regolile de scurgere a apelor pluviale, am finalizat la familia zis Nicușor Lăzărescu pe o lungime de 22 de metri gabioane și o înălțime de 3 metri jumătate, lucrare care a fost finalizată, am finalizat două cișmele de scurgere a apelor potabile, acolo unde se alimentează marea majoritate a trecătorilor și majoritatea cetățenilor din localitatea noastră care își iau apă și își fac provizii pentru acasă, două cișmele în satul Bogata și una în satul Cucuieț, care le-am dat în funcțiune. Vorbesc lucrul acesta în funcțiune datorită faptului că s-au prezentat buletin de analize și apa este de cea mai bună calitate, este o apă potabilă. Tot anul acesta am derulat proiectul finalizării capelei mortuale de la Biserica Larga, o capelă care a fost începută de noi cu ani în urmă. Anul acesta am lucrat la finisaje și am dat drumul, ea fiind și la ora actuală funcțională. Am mai derulat multe proiecte, trei proiecte europene și trei guvernamentale. Aș începe cu cele europene pe măsura 7-2, un proiect în valoare de 1,5 milioane de euro, în satul Hăgheac, în satul Dofteana, cu asfaltarea a 5,6 km de asfalt, dar suntem în faza de licitație a proiectului tehnic, urmând ca anul 2018 sperăm ca să lucrăm la acest proiect. Am derulat un proiect pe măsura, sub măsura 4-2, reparație cămin cultural în satul Bogata, tot proiect european, o valoare de 608.000 de euro, care suntem în fază de licitație și sper ca anul 2018 să și finalizăm această lucrare. Prin Galvarea Muntului am derulat un proiect pentru reparații de infrastructură în satul Cucuiet, în cătunul numit Valea Codrului, pe o lungime de 715 metri, care va lua ființă în anul 2018, probabil cel târziu până în 2019, asfaltarea acestei suprafețe. Cele trei proiecte guvernamentale care ne aflăm cu ele în fază de licitație este acel drum care face legătura între parcul dendrologic și Calea Nemirei, acolo unde mergem către Nemira, pe o lungime aproximativ de 3 km, se află în fază de licitație și în primăvara anului 2018 vom demara lucrările la acest drum. Tot proiect guvernamental, avem o grădiniță
cu program normal la școala Scalar Loghi din Dofteana, în curtea școlii, mai bine zis. Ne aflăm în fază de licitație, sperăm ca în anul 2018 să lucrăm, poate, nu știu dacă o și vom finaliza, căci lucrările sunt destul de ample. Acea grădiniță este P+1, care are o suprafață de peste 600 de metri pătrați. Tot un proiect guvernamental, avem construirea a două poduri în satul Cucuiesc, lucrarea se află la licitație și sper că în anul 2018 să ne apucăm de această lucrare. Revin spunându-vă faptul că drumul care face legătura între Parcul Dendrologic și numit Părău Adânc la intrarea pe Calea Nemirei, o trebuie să introducem apa potabilă pe o lungime de 3 km, căci dacă în primăvara anului viitor vom lucra la acest proiect, la asfaltare și modernizarea drumului, plus scurgerea apelor pluviale, normal că mai întâi trebuie să lucrăm, să îngropăm conducta de apă potabilă și apoi celelalte lucrări care stau la baza infrastructurii. Depășind aceste momente și explicându-vă aceste proiecte care noi le-am derulat și sunt de acum încolo iarăși în derulare pe următorii ani, avem canalizarea, care este un proiect început de noi cu mai mulți ani în urmă. Am început studiile de teren pe o suprafață de 27.000 de metri liniari în cele 5 sate: Cucuieț, Dofteana, Ștefan Vodă, Hăgheac și Seaca. Această lucrare va fi amplă, care ea cred că va începe la sfârșitul anului 2018-2019 și chiar dacă va fi un disconfort pe perioada construcției, dar fără canalizare, în conformitate cu dispozițiile Uniunii Europene, nu putem funcționa, pentru că România va primi multe penalizări, inclusiv penalizări care se vor da la zi nelucrată. Aș dori să închei, dar nu înainte de a se încheia anul 2017, pentru că mai avem câteva zile, să spun așa, începând numărătoarea inversă, și aș vrea să adresez câteva cuvinte cetățenilor din localitatea noastră, întrucât se apropie cumpăna dintre ani, trecem din anul 2017 în anul 2018 și aș vrea să le transmit să aibă parte de multă sănătate, multă căldură în sufletele lor, să-și aștepte pe cei dragi care se află în afara granițelor țării și nu numai, să sărbătorească sărbătorile liniștiți. Deci vă doresc să aveți sărbători liniștite, însuțite de tradiționalul la mulți ani.